Conform tradițiilor românești, Dobermanul este o rasă de câini care nebunește la vârsta de 8 ani. Chică le crește atât de tare creierul în cutia craniană încât acesta explodează, câinii nebunesc și își atacă stăpânul. Atenție, nu vă luați Doberman că vă mușcă. O prostie mai mare de atât nu există. Dacă iese nelună pe asta, Laica ar mai trebui să trăiască încă 7 ani și 8 luni, că pe urmă împlinește 8 ani și ar trebui împușcată, că tot tradiția românească așa spune, că trebuie împușcat, că altfel e problemă. Bandita asta vine de la Canisa Relaps, o cățelușă cu un caracter foarte fain, e energică, pentru că așa e specific Dobermanului, mușcă. Multă lume întreabă ce să mă fac când mușcă. Pe la vârsta asta toți mușcă, toți se joacă. Sunt foarte curios cum va decurge dresajul cu domnișoara, pentru că Dobermanul este rasă de câini foarte inteligentă, cu o durință foarte mare de lucru. Sunt câini care au fost creați pentru pază, cu precădere. S-a îmbunătățit oarecum acest aspect, pentru că nu mai există Dobermani așa de agresivi cum erau prin anii 90-2000, când într-adevăr existau ceva probleme cu rasa din cauza agresivității. Laica e o scumpă, e o frumoasă, vom lucra. Dacă mă mai întreabă lumea ce ofer ca recompensă, Laica primește cașcaval. Și o să începem puțin cu ea. Hai, Laica. Avem aici bucățele de cașcaval pe care Laica abia așteaptă să le mănânce, dar pentru ea, în momentul de față, e foarte importantă joaca, provocarea la joacă. Uitați cu ce poftă mănâncă prietena noastră, prietenuța noastră. Momentan învață să mănânce din mână, să urmeze mâna. Ulterior o să trecem la partea de mezapas, unde, la fel, va primi tot din mână. O să fie un proces interesant, abia aștept să lucrez. Pe Laica sper să o vedeți destul de des, deși în funcție de cât de mult îmi permite timpul să filmez, să editez, să postez, să răspund la comentarii, pentru că activitatea mea principală este dresajul animăluțelor. Și în momentul de față ne ocupăm de Golanca asta. Golanca, agitata șefă. Spurcăciune mică, așa aș spune eu. Spurcăciune mică. O golancă. Laica. Bravo, Berita! Aici! Bravo! Aici! Majoritatea câinilor sar pe proprietari atunci când vin către ei, pentru că așa sunt obișnuiți, pentru ei totul e o joacă și doar în timp cu răbdare și treptat învățăm câinele să vină și să se așeze frumos în poziția frontală de șezut. Și recompensăm abia atunci când toate picioarele sunt pe sol. Așa e Laica. Așa e Laica. Spune-le oamenilor că dacă ai putea vorbi, le-ai spune și tu mai multe. Ești agitată, golancă.